Da, dacă tot ați adus vorba, vreau să... Dacă se poate să vorbești și un pic. Te rog, Carmen. Da. Referitor la video de ieri, cu mine când făceam plajă, sacra mea s-a supărat foarte mult față de atitudinea mea și vreau să-mi cer scuze atât dânsei cât tuturor celor de acasă. Asta da. Uneori, ce pot să spun, o iau razna. Uite-te un pic la mine, tu ești. Da. Foarte frumos. Mie să plâng. Plânge, dragă. E normal. Descarcă-te. Hai. În primul rând, și eu vreau să-mi cer iertare față de doamna Ștefania, dacă bine mi-aduc aminte numele, și mai era o doamnă, pentru că nu ne-am supărat, pentru că din contră, ne-am bucurat că a criticat-o și, dar cel mai rău m-a supărat scrumiera, acea scrumieră pe care Carmen a luat-o în mână. Deci, eu cred că nu, orice părinte, nu pentru că ar fi dat sau nu e frumos făcut gestul și mai ales de o femeie. Oru să-mi reseteze computerul de bord. Da, doamna Ștefania, ideea este că acum trebuie să o înțelegem și pe Carmen. Este, eu nu spun că nu e o situație normală. Și pe de altă parte, Carmen, asta cred că este o lecție. Tu ești o fată inimoasă. Încercați, dragilor, să gândiți în perspectivă voi toți. Și să nu uitați de regulile bunului simț. În rest, gândiți-vă că dacă ați câștiga voi apartamentul, toți vecinii te-au văzut pe pervaz făcând plajă. Da. Trebuie doar să câștigați respectul celor din jur. Și este valabil în această competiție, trebuie să câștigați, este valabil pentru toți, respectul celor de acasă. Că în rest, la noi în casă facem ce vrem noi. Așa e. Dar în casă. Noi știm, Carmen, că tu ești un copil bun, cred că știe și mama soacră, că ne mai agura apă dinainte, nimeni nu este perfect. Important este că moroșanul tău te iubește, sunt sigură de sentimentele lui. Foarte și restul e telenovelă, da? Da. Eu și sunt vreau să mai spun că nu m-am supărat că a sunat doamna, nu știu, Ștefania și Elena, parcă nu m-am supărat deloc, este părerea celor de afară, nu e nicio problemă. Doar Carmen Sita. Da, uneori nu știu cum să vă spun, da. Eu un singur lucru vreau, să nu mai fiți alintați, e valabil pentru toți, să nu... Dacă am început să luăm telefoane de vineri încoace, am văzut că toți sunteți afectați. Nu se poate să fie numai telefoane de bine. Nu se poate să vă iubească toată lumea. Exact. Trebuie de să faceți vreau față. Să spun, nu, chiar nu m-a supărat, accept orice părere care mi se spune, orică e de bine, orică e de rău. Asta sunt eu, câteodată nu pot să mă controlez și nu pot să mă prefac că dacă simt că explodez, nu pot să mă înghid în mine, să nu fac unele gesturi, deși nu vreau să le fac, uneori le fac fără să-mi dau seama sau nu știu. Este felul tău, Carmen, de a te, nu știu cum să spun, pur și simplu așa ești tu. Cine te iubește, te înțelege, chiar și mama soacră. Faptul că stați și la dânsa, că mai stați și la mama ta, înseamnă că nu ești o noră chiar așa de rea. Dar trebuie să respecti, Carmen Sita, niște reguli ale bunului simț. Și este valabil pentru toată lumea.